Federația Română de Hand-to-Hand Fighting, în colaborare cu Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor și Asociația Comunelor din România, a organizat sâmbătă 9 decembrie evenimentul sportiv intitulat Cupa României la Hand-to-Hand Sport. Evenimentul a avut loc la sala polivalentă din orașul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți. În acest sfârșit de săptămână, sala polivalentă din Drobeta Turnu Severin a devenit gazda unui eveniment sportiv intitulat Cupa României, care a ajuns la a cincea ediție, o competiție cu fete și băieți, ceea ce înseamnă că acest sport atrage și fetele. Este a cincea ediție a Cupei României Hand to Hand. Este un sport nou în România, cu o dezvoltare foarte mare, o aplicare cu un proiect național în spate, Hand to Hand educație prin sport. Ne referim la copiii din mediul rural să facă sport gratis la ei în comun. Mi se pare o astfel de inițiativă pentru tine, practicez. Cel mai îmbucurător este că putem să-i atragem de la tot ce înseamnă provocările cotidiene în a practica sport în weekend la ei în comună, cu antrenori de prestigiu, instructori de prestigiu și poate să-și dezvolte câteva capabilități și pregătească pentru viață, în primul rând. Sportul a fost mereu susținut de autoritățile locale și județene, care îi sprijină pe tineri pentru viața activă și spre performanțe. Noi avem un parteneriat cu Federația Română de Hand to Hand. Ne bucurăm pentru acest parteneriat și chiar încurajăm acest stil de sport, ca să-i spun așa. Cât de importante sunt astfel de evenimente pentru tineri? Sunt foarte importante din punctul nostru de vedere pentru tineri. Noi am vrea ca acești tineri, mai ales cei de la sate, să acceadă spre structurile de ordine publică și apărare națională. Stilurile de luptă ale competiției au fost hand-to-hand, fighting, light contact, semi-contact. Clubul sportiv CSO Borșa a participat la această competiție cu un lot de 13 sportivi, obținând rezultate notabile. Îmi doream de mult să-l aduc pe domnul președinte al Federației la Drobeta Turnu Severin, pentru că sunt foarte mulți sportivi talentați. Eu am mai spus, am făcut și experiență cu profesori de-a mei din București, pe grupe de copii din Mehedinți, dar nimeni nu mă înțelege sau nu mă ascultă, sau știu care este situația lor, dar nu vor să pună umărul la treabă. Dar nu-i problema asta, merg mai departe. Am 30 de ani de arte marțiale, am mers peste tot cu ei și merg în continuare cu ei, deci nu mă deranjează că nu ne ajută cu nimic. Importante sunt astfel de evenimente pentru tineri. Pentru tineri, am mai vorbit cu colegi din țară. În primul rând, deci, pe mine mă interesează partea financiară, pe mine mă interesează să-i scot din linia consumului de droguri, e vorba de pregătirea psihică, de pregătirea fizică și un respect cât de cât față de ceilalți să aibă în societate. Hand-to-hand, o nouă artă marțială în ascensiune în peste 60 de țări, capătă rădăcini și în Mehedinți. Aici, desfășurându-se Cupa României, unde sportivii au demonstrat că acest sport poate fi practicat de la 5 ani până la 50 de ani, datorită probelor pe care le are. Am organizat aici, la Drobeta Turnu Severin, acest eveniment în ideea de a încuraja prezența copiilor și implicarea lor în activitățile sportive. Federația Română de Hand-to-Hand Fighting este deja la a doua activitate de genul acesta la Drobeta Turnu Severin. Am invitat copii din mai multe județe, încercăm să promovăm educația, încercăm să promovăm respectul și încercăm ca să se implice atât părinții cât și copiii în dezvoltarea lor fizică și psihologică. Au reacționat până acum copiii? Ce ați văzut până acum? Sunt dornici, să zic așa, să vină la sportul acesta? Da, copiii sunt foarte curioși și, spre surprinderea noastră, sunt foarte implicați, în ciuda faptului că, din câte se cunoaște la școală, uneori se trece mai ușor peste activitatea sportivă. Ei, aici copiii sunt foarte doritori să se implice și să socializeze totodată la concursuri, iar în activitatea cotidiană sunt foarte implicați și curioși. Cadrul competiției desfășurate în Drobeta Turnu Severin, Alexandru George, agent de poliție penitenciară, s-a impus cu prioritate în categoria de self-defense la 90 de kilograme, câștigând titlul de campion. Cât timp ai tu această pasiune pentru judo? De vreo câteva luni, de vreo 4-5. Cum ai ajuns? Cum ți-ai descoperit-o? Păi, am zis și eu, era o bătaie la școală și m-am bătut cu un coleg și am vrut și eu să vin și eu la judo ca să nu mai se ia de mine. Și pe viitor te vezi făcând asta la un nivel profesionist, să zic? Să zicem, adică nu sunt chiar atât de bun, dar na. Ce părere ai totodată despre astfel de evenimente, că se organizează la noi în oraș? Foarte bine, am două impresii bune despre Severin. Sunt încurajați și tinerii să facă mai mult sport.
Da, chiar sunt mulți copii aici și să vină tot mai mulți. La un concurs de judo și îmi pare bine că am venit. Cât timp ai tu această pasiune, să spun, pentru acest sport? De câteva săptămâni. Cum te-ai gândit să te apuci? Păi, ne-a arătat maestru alt sport și m-am gândit să fac și eu acesta. Și cum ți se pare? Mi se pare destul de fain, chiar mi-a plăcut și da, cam atât. Și totodată, care este părerea ta despre astfel de evenimente organizate la noi în oraș? Mi se par super frumoase, chiar mi-aș dori să fie mai multe. Federația Română de Hand-to-Hand Fighting s-a înființat în decembrie 2016, în conformitate cu legea sportului și cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului și a Ministerului Tineretului și Sportului. Sportul a fost mereu susținut atât de către autoritățile locale și cele județene, fiind conștienți de importanța acestuia în dezvoltarea tinerilor.